Liceul teoretic Dimitrie Cantemir din satul Văsieni, raionul Ialoveni, a intrat în grevă. Clasa 10-a din această instituție nu a fost inclusă în rețeaua școlară pentru anul de studii 2023-2024. Elevii sunt înscriși în liceul din satul vecin, Rusești Noi. Marți dimineața, un grup de părinți cadre didactice împreună cu administrația liceului a organizat un protest în fața instituției. Ei cer păstrarea clasei a 10-a la ei în localitate și demisia șefului Direcției Raionale Educație, Ion Scutaru. Președintele raionului ar urma să convoace o ședință extraordinară unde va fi examinat acest subiect. Astăzi, sălile de clasă din Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir din satul Văsieni sunt goale. Elevii nu sunt la ore, iar profesorii nu predau. Se întâmplă la mai puțin de o lună de la începutul anului școlar, deși există o decizie a Consiliului Raional Ialoveni care permite desfășurarea procesului educațional. Consiliul a fost notificat de Cancelaria de Stat că decizia prin care s-a deschis o clasă de liceu a fost declarată ilegală. Totuși, administrația raională a lăsat în vigoare deciziile în legătură cu situația acestui liceu. Pe data de 21 septembrie, noi am primit notificare de la Oficiul Teritorial Chișinău a Cancelariei de Stat, unde ne notifică că decizia Consiliului Raional din mai și din august și dispoziția președintelui sunt ilegale. Consiliul Raional a examinat aceste modificări și a lăsat în vigoare deciziile care au fost adoptate anterior. O zi mai târziu, pe 22 septembrie, Consiliul Raional a aprobat rețeaua de clase unde se regăsea și clasa a 10-a din Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir. La 25 septembrie, instituția a fost notificată de Direcția Educației Ialoveni că decizia din 22 septembrie nu se încadrează în prevederile legale. Totodată, direcția insistă pe scoaterea elevilor din liceul din Văsieni și încadrarea acestora în liceul din Rusești Noi, cu asigurarea transportării gratuite. Șeful Direcției Educației, Ion Scutaru, a venit însoțit de poliție să le comunice acest lucru și părinților adunați în fața instituției, doar că s-a ales mai mult cu huiduiel și s-a cerut demisia. Procesul de admitere aparține exclusivitate doar Ministerului Educației, cu excepția care o solicită Consiliul Raional. Și al doilea fapt, aprobarea rețelei școlare aparține în exclusivitate organul local de specialitate în domeniul învățământului sau Direcției Educației. S-a suprapus atribuțiile și noi asta trebuie să o recunoaștem și am recunoscut-o și în cadrul ședinței din data de 22 septembrie. În situația dată, nu am de gând să-mi dau demisia pentru că eu sunt o persoană care mi-am asumat. Eu o să-mi plec singur. Părinții și profesorii cer includerea clasei a 10-a din liceul Dimitrie Cantemir în rețeaua școlară a raionului. Noi împreună cu Ministerul lucrăm la acest capitol și aveți dreptate. Nu rămân acasă fără ori, fără pentru că noi trebuie să creăm calitate în procesul educațional, pentru că vedeți, procesul demografic nu poate. Din primul an când am intrat școală. Noi părinții dorim ca Direcția Educației de Învățământ să ne includă copiii în rețeaua de școlarizare, fiindcă e o instituție foarte bună, cu profesori buni. Copilul meu, adică, este stresat. În fiecare zi, mama, doua azi o să fie tot bine, ne ducem la școală. Sunt învățător în instituția dată, învățătoare la clasele primare și mă doare problema aceasta pentru că sunt și în calitate de părinți. Am copil în clasa 10 care stau cu nesiguranța de azi pe mâine că o să fie, că nu o să fie și copilul meu este foarte stresat. Sunt diriginte la clasa 10 și am pe listă 21 de elevi apți, sănătoși, flămânzi de cunoștințe. Forțat e pusă problema că să-i ducem în altă localitate, când aici avem cele mai bune condiții. Suntem puși în situația să facem o retarifiere fără clasa a 10-a și acești copii să fie, nu știu unde să fie duși, nu știu cum să le spui copiilor că nu mai sunteți elevi în această instituție,
având condiții, având profesori, având spații, copiii din clasa 10-a, de la 1 septembrie, în fiecare zi sunt la școală și mi-am scris câteva refuzuri, că noi nu dorim să plecăm, noi vrem copiii să învețe aici, în instituția noastră. Avocatul care apără interesele părinților susține că decizia prin care elevii din Văsieni au fost scoși din rețeaua școlară și au fost înregistrați în Rusești Noi, fără ca dosarele lor să se afle acolo, va fi atacată în instanță. Iar pe numele lui Scutaru, peste 60 de părinți au depus o plângere penală. Copiii au rămas în afară, deci nu pot primi note trecute în registru oficial, nu pot finaliza anul școlar dacă continuăm în astfel de aspect, nu pot participa la olimpiade, concursuri și toate consecințele de rigoare. Ministerul Educației nu și-a schimbat poziția. Cere respectarea metodologiei de admitere, adică elevii din Văsieni să fie încadrați la studii în satul vecin. Îndemnul nostru este să respecte legea, prevederile Codul Educației, metodologii de deschidere a claselor de 10 și având în vedere că Direcția Raională a pus la dispoziție transport, să se procedeze la opțiunea care este legală. Părinții și profesorii care au declanșat greva ar putea fi anchetați, susțin sursele Moldova 1. Postul nostru de televiziune a intrat în posesia unui document din care reiese că Direcția Generală a Educației Ialoveni a solicitat implicarea în mod urgent a instituțiilor competente pentru anchetarea persoanelor care au declanșat greva. Amintim că pe 21 august Ministerul Educației a stabilit Liceul Teoretic Rusești Noi drept instituție zonală unde să fie încadrați și elevii din clasa a 10-a din satul vecin Văsieni. A urmat o decizie a președintelui raionului Ialoveni, Mihail Silistraru, prin care s-a permis deschiderea clasei a 10-a atât în Văsieni, cât și Rusești Noi și Bardar.